Petre Roșu, secretarul municipiului Giurgiu, adică cel care răspunde de legalitatea activității în administrația municipală, a declarat că nu are de făcut prea multe comentarii despre noul cod al muncii, cel puțin până când nu îl va studia detaliat. El spune totuși că este puțin probabil să se ajungă la creșterea numărului locurilor de muncă, dar se va ajunge, în schimb, la mai multe litigii între angajatori și angajați. M-aș abține până nu văd conținutul, deși se reproșează actualului cod al muncii o anumită rigiditate. Deși n-a invocat-o nimeni până acum în aplicarea lui, pentru că și înainte de 90, vechiul cod al muncii din 68, pe care mulți dintre noastre îl știți, și el prevedea angajări pe durată determinată și actualul cod al muncii prevede condiția ei, diferența este că angajarea pe durată determinată era o excepție. Actualul cod, așa cum cum presupun, n-am văzut conținutul, dar face din angajarea pe durată determinată regula, nedeterminată fiind o excepție, și de aici cred că vor apare mai degrabă mai multe litigii decât noi locuri de muncă, așa cum se preconizează. Pentru că nu știu cum ar putea crea un cod al muncii locuri de muncă. Asta ține mai degrabă de o dinamică a activității instituției respective, a societății, a organizației respective și nu de o reglementare. Dar că poate crea litigii mai multe, asta cu siguranță cred, pentru că induce o anumită nesiguranță în modul de, o anumită instabilitate, așa cum se prefigurează actualul cod al muncii. Printre prevederile noului cod al muncii se numără și mai multe articole care permit angajatorilor să țină un angajat sau altul în perioadă de probă pentru foarte mult timp. De asemenea, este mărită cu mult durata contractelor de muncă pentru perioade determinate.